zeci de polițiști au înconjurat Palatul Național, iar trecătorii nu au avut voie să se apropie de clădire și nici să se deplaseze spre Bulevardul Ștefan cel Mare. Oamenii nu au avut acces nici în grădina publică Ștefan cel Mare. Bună ziua, merg în parc, nu am voie. Și mănăstirea Căpriana a fost securizată. Polițiștii i-au verificat pe vizitatori cu detectorul de metale, dar și cu ajutorul câinilor. Potrivit serviciului Pază și Protecție de Stat, au fost luate măsuri sporite de securitate, ca și în cazul oficialilor europeni care ne-au vizitat țara.